stimați reprezentanți ai mass media, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre care a avut la origine o sesizare formulată de 3 deputați din Parlament. Deputații au contestat o lege care impunea substituirea cuvintelor limba moldovenească, limba de stat, limba oficială, limba maternă și limba noastră în toate actele normative adoptate de Parlament cu cuvintele limba română. Legea contestată mai declara desuiet textul, funcționând pe baza grafiei latine, de la articolul 13, aliniat 1 din Constituția Republicii Moldova și textul în baza grafiei latine din legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului. Referitor la stabilirea denumirii limba română, în detrimentul altor formulări legale utilizate, cum ar fi denumirea de limbă moldovenească, Curtea a subliniat următoarele. În hotărârea sa, numărul 36 din 2013, Curtea a reținut prevalența denumirii limba română din declarație de independență față de denumirea limba moldovenească din articolul 13 din Constituție. Ulterior, prin avizul numărul 3 din 2017 la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova, Curtea a reținut că inițiativa de modificare a articolului 13 din Constituție nu constituie o inițiativă ordinară de modificare a legii supreme. Ea este o inițiativă tehnică care rezultă din obligativitatea executării hotărârii Curții numărul 36 din 2013. Această din urmă hotărâre este executorie pentru toate autoritățile publice și pentru toate persoanele juridice și fizice. Indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente, hotărârea numărul 36 nu încetează să-și producă efectele juridice. Ea se aplică direct, fără nicio altă condiție de formă. În sprijinul acestui considerent, Curtea a notat că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională și parte integrantă a Constituției. A urmat hotărârea numărul 17 din 2018 pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, în care Curtea a utilizat, atunci când a făcut trimitere la articolul 13 din Constituție, denumirea de limba română. În fine, în hotărârea sa, numărul 4, din 2021, pentru controlul constituționalității legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, Curtea a reținut că limba de stat a Republicii Moldova este limba română. Curtea a notat că prin dispozițiile legale contestate s-au operat modificări tehnice ale textului constituțional în acord cu o jurisprudență îndelungată și bine consolidată a Curții. Având în vedere faptul că actele Curții Constituționale nu pot fi contestate, sunt definitive și, indiferent de natura lor, își produc efectele pe care Constituția le conferă, Curtea a considerat vădit inadmisibilă sesizarea în partea referitoare la modificarea denumirii limbii de stat ca limbă română în actele normative adoptate de Parlament. Referitor la prevederile din legea contestată care au declarat desuiet textul funcționând pe baza grafiei latine de la articolul 13 alineatul 1 din Constituția Republicii Moldova și textul în baza grafiei latine din legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului,
Curtea a analizat dacă Parlamentul poate declara în general desuetitudinea textelor din Constituție sau dintr-o lege. În hotărârea sa numărul 17 din 2018, Curtea a aplicat de o manieră inedită pentru sistemul juridic din Republica Moldova instituția desuetitudinii legilor. În această hotărâre, Curtea a reținut că poate verifica constituționalitatea unei legi dacă se poate afirma că ea produce efecte în general, adică dacă nu a căzut în desuetitudine. Pe de o parte, căderea în desuetitudine a unei legi presupune lipsa utilizării îndelungate și continuate a acesteia. Pe de altă parte, ea presupune existența unei practici opuse în cadrul comunității. Teoria desuetitudinii constituie, de fapt, o formă de cooperare inteligentă între judecători și legislativ, care contribuie la sanarea ordinii juridice de legile care nu mai sunt utile în prezent. Din jurisprudența Curții Constituționale decurge că aplicarea desuetitudinii ține de competența judecătorilor constituționali sau de drept comun. Doar judecătorii pot declara desuietă o prevedere normativă pentru că aceasta și-a pierdut legitimitatea. Spre deosebire de judecători, legislativul are posibilitatea de a abroga legile pe care le-a adoptat. Declararea desuetitudinii legilor reprezintă o atribuție improprie pentru legislativ și, prin urmare, adoptând articolul 2 din legea numărul 52 din 16 martie 2023, Parlamentul și-a depășit competența prevăzută de articolul 72 din Constituție. Așadar, Curtea a declarat neconstituțional articolul 2 din legea numărul 52 din 16 martie 2023 pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. În consecință, Curtea a confirmat respectarea exigențelor jurisprudenței constituționale în formularea textului articolului 13, aliniat 1 din Constituție, limba de stat a Republicii Moldova este limba română funcționând pe baza grafiei latine. Vă mulțumesc!